Bună dimineața, prieteni! Am revenit și eu cu un alt vlog. Am văzut acolo comentarii de ce nu mai filmez, de ce nu știu ce. Am zis să iau o pauză pentru că nu mă simțeam în stare după răceala asta, după mici probleme ce am mai avut eu. N-avea niciun rost pentru că nu puteam. Ce faci, mamă? Mături? Și eu aș vrea să mergem să strângem lemnele, să mi le împachetez, să mi le pregătesc pentru la an. Ca unde? În spate. În spate? Da. Păi lasă, vine căldura, că nu putem să stăm acolo pe curent și cu răceala asta mi-a mai de tot. Așa. Prieteni, după cum ați văzut, am fost și plecată odată cu tata, după care m-am întors acasă, pentru că știți foarte bine, mie nu-mi plac deplasările, nu-mi place să stau undeva care să stau așa pe loc. Am fost mai mult pentru Alina și Alisa, iar acum am hotărât ca eu să nu mai merg niciodată niciunde, doar treaba mea, strict treaba mea și atât. Pentru că acasă am multe lucruri de făcut și îmi place să fac pentru mine și pentru sufletul meu ce îmi place mie. Nu îmi place să stau pe loc, așa cum v-am spus mai devreme. Am stat și mă tot gândeam la peretele de afară, că știți că nu l-am terminat. Am stat la București câteva zile, dar am stat pe Gimpi. Am văzut acolo comentarii Alinuța, dacă ești la București, de ce nu mergi la bunicul? Să știți că Alina a ținut puțin legătura cu bunicul, cu bunicul Leo. Am vrut să o ducem pe Alina la Leo. L-am sunat, am vorbit cu el. Pe lângă el, ca de fiecare dată, mai există cineva. I-a vorbit Alinei într-un mod mai ciudat, ca să nu mai spun urât. Și atunci fata nu a mai mers, n-a vrut să mai meargă. La care ne-a apucat răceala asta și a spus taică-miu, bă, mergeți acolo să merge Alina acasă, ce, să-i dea răceala, să nu mai scăpăm după aia, să urle ăștia pe acasă că s-a dus Alina să-l îmbolnăvească intenționat. Nu avea niciun rost să meargă fata, că este o tuse foarte urâtă și așa cum este el atât de operat și atâtea probleme de sănătate, să tușească și tusea asta care este atât de urâtă, nu cred că era în stare să poată să tușească așa, pentru că Alina a avut o tuse continuu, 3 nopți și 3 zile. De mă trezeam noaptea la 3 la 4 din somn să-i dau sirop și să-i fac ceai cald, pentru că nu se oprea tusea deloc, deloc, deloc. Eu trec prin răceală puțin mai bine și fără medicamente, dar de data asta am ajuns la spital, la urgență. Am făcut perfuzii, bine, am și mâncat ceva ce nu mi-a plăcut și mi s-a întors. Și am fost și am făcut o perfuzie. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că am ajuns acasă să mă ocup de copilul meu și de lucrurile mele prin curte. Alina acum este mai bine, dar tot are tusea asta și nasul înfundat. Sper ca toate lucrurile astea să treacă mai repede, să vină vara, să fie mai altfel, pentru că m-am săturat cu Alina, toată iarna a fost răcită. Și a lipsit foarte mult de la școală pentru că n-am putut să o duc așa în halul ăsta, nici nu pot să o duc, chiar că suntem acasă. Poate până acum spuneați că este doar un pretext ca să stăm noi plecate, dar nu, vă spun sincer că este urâtă tusea asta și răceala, deci am înțeles că a fost mai urâtă decât COVID-ul. Așa. Nu știu ce să vă mai spun. Nu mai lăsați comentarii cu ce vreți să vedeți la noi. Eu nu o să fac mare lucru. Nu vreau vizualizări multe, nu vreau bani mulți, vreau puțin să fie de folos.
Asta este realitatea. Eu nu pot să fac circ și panoramă pentru niște bani. Că am fost destul circ și panoramă. Nu pot să vin aici să mint, pentru că odată și odată o să vă prinde. Hello! Hai. Stau tu? Bine. Și eu. Bravo. Unde mergi pe toc? Știți că abia m-am chinuit cu bucătăria asta, m-am certat cu ai mei. Într-un final am reușit să o fac așa cât de cât. Trebuie să ajung la Craiova, la Leon Merlin, sau nu știu cum se numește exact. Hai să mă ținut de canal. Salutare, prieteni. Salutare. Hai mă încomodă, Lina. Pa. Ți se pare doar. Tu ce parfum te-ai dat? Libre. Da, să ajung ca să-mi iau vopseaua aceea, ca să pot să fac peretele așa cum îmi doresc, doar peretele din spatele meu. Și astăzi mă duc să vorbesc cu doamna, să văd dacă a adus material pentru a face draperiile. Pentru că v-am spus, fac de acum încolo doar ce-mi place mie și ce mă face pe mine să mă simt bine. Nu contează pentru cine, cum și cine se va folosi de toate lucrurile, pentru că mai devreme sau mai târziu, i-am spus și lui tata, voi face pasul următor. Când o să-mi iau viteză de aici, o să plec 200 la oră, nu tata, am zis 180, să nu se sperie, dar viteza va fi de 200 și, pentru că nu mai pot să mai fac față aici. Și molul maică mea i-am spus la fel. Știți că am de gând să fac acel salon cu fata care... prietena mea, care mă înțeleg foarte bine cu ea. Dacă nu o să reușesc, pentru că tata nu-i convine, mereu îmi spune că ce să stau acolo câte 3-4 ore concentrată, să-mi stric nervii. Mai bine îmi stric nervii acolo decât să stau aici și să deranjeze muzicuța toată lumea. Mama se uită la mine și râde, pentru că nu-i vine să creadă, pentru că într-o zi oricum se va trezi singură și va plânge. Și îmi doresc să nu mai plângă. Și tatăl meu, dacă vede acest video, nici măcar să mă caute sau să-mi dea vreun telefon. Și azi noapte i-am spus lui bunica mea, a venit ea lângă mine și am avut o discuție cu Alina și a plâns Alina foarte tare. M-am apucat, m-am plâns și eu că n-am putut să rezist, a plâns și bunica mea, la care bunica mea, auzi, prea stresate sunteți voi. Nu vreți voi să-i spuneți lui taică tu să-și facă altă bucătărie cu familia lui, să-și facă alte bucătării. Dar zic, dar de ce să-i spun să-și facă alte bucătării? Să-ți faci tu, mamă, un dormitor afară, în bucătărie, să stai liniștită numai tu cu fata ta acolo. Dar zic, auzi, tu știi ceva? Eu nu mai stau să vă suport. Eu o să plec și o să plec numai înainte. Deci, cum să pleci? Unde să pleci? O să plec, babă, și nu o să mai dați de mine. Zice, aha, glumești? Zic, nu, asta e adevărul, o să plec, va veni ziua când voi pleca. Eu am vorbit cu Roni, l-am întrebat dacă vrea să meargă cu mine în Anglia, prin mai, după ziua noastră, pentru că eu cu Roni suntem, eu sunt pe 13 mai, de ce trebuia să apari? Stai puțin, bă, dacă tu vorbești de mine, cum să nu apar și eu? Păi băgați mâna în cameră. Eu sunt pe 13, el este pe 16. Se uită la mine bunica mea, am povestit mai devreme ce am spus. Babă, da. Am povestit prietenilor cum ți-am spus azi noapte că o să plec de la voi cu 180 la oră. Da. Dar tu unde ai spus să-mi fac dormitor? Aici facem dormitor, acolo facem baie. Și să rămâne aici, dormitorul și baia, culea. Îți dai seama. Să veni, stai, stop. Să stai singur așa, fără bărbat. Nu, lasă asta. Ce să facem? Să mai stau eu cu voi. Da. Și pe tata l-am atenționat, și pe mama, și pe tine azi noapte, pe tata l-am atenționat vineri seara, vineri noaptea, acum vă spun și vouă aici, și ziua când va veni, nimeni să nu mă sune. Pa. Pa, da, luminița de acum, pa! Vezi, acum sunt tu și să plângi telefon.
Să nu mă sun tu, că tu ai fost pricaza când m-ai plâns după mine. Ea a fost pricaza când a plâns după mine. Râdem, glumim, dar într-o zi eu ce scot din gură... Ba, ea l-a spun eu la prietenii să văd, să văd, facem nu ieri. Nu plec să mă mărim! Nu, nu, prieteni! Hai să nu facem un haos din acest vlog. Nu, nu, vreau doar să spun am asta, să vă prieteni. Spun și dumneavoastră. Prieteni, vreau să vă spun ce am sfătuit-o eu pe Mădălina, pentru că este fata mea și e dureros pentru mine. Vreau să-i spun și înaintea prietenului, vreau să spun, să-ți găsești un bărbat, să-ți faci viitorul cu el, să nu mai suferi, să nu mai stai singură. Să ai tu bărbat. Păi de ce să stai singură? Dar nu stau singură. Dar tu cu cine stai? Plec cu Roni. Păi pleci cu Roni, dar tu nu trebuie să-ți faci și tu un viitor? După ce o să fac banii mei, după ce o pun pe Alina bine, după păi ce... Păi lasă-mă, Alina, că dacă tu mă voi înțelege timpul... cu Alina cum trebuie, acum Alina încă este un copil și înțelege lucrurile cât de cât bine. Lasă-mă. Dar o să înțeleagă și mai bine după un timp. Așa că te rog frumos, nu strica vlogul. Lasă, că Alina crește și îți face și ea viitorul ei, fă și tu pe al tău. O mărit și pe Alina, nu? La 13-14 ani mă duc să o mărit și va fi bine, nu? Nu te mai lua după nimeni. Avem Digi, avem Transilvania, avem Mădălina Mihai, ce e ăsta? Hai, mergem. Și cu ăsta, nu știu ce este, și pe Mihai Ileana. Mai am 6 minute de aseară, 7-8, exact. Ei, toată lumea. Deci, prieteni, v-am dar răspuns de ce cât de cât. De fetiță mică? Vezi că sunt strâmbă la tine în telefon. Pentru că mi-a plăcut și îmi place. Și îți spun că de acum încolo o să fiu fata aia de dinainte cu năroadă. Așa, că nu mai gata. Năroadă și singură și să fac doar ce da. Vreau eu. Da. Da. Tu, babă, puneți fond de ten aici, te vezi julită. Prieteni, să vă spun, mama cu bunica s-au luat la bătaie, s-au omorât. Dacă nu mă credeți, mama are o gheară aici, aici, aici. Bunica are aici. De la cine? De la Aia? Voi două v-ați bătut. No. Nu, Aia ne zgârie. Aia ne zgârie, ne face. Și mă zgârie și pe mine aici, dar m-am dat cu fond de ten. Nu fiecare seară. Îmi filmează, îi spart. Nu că îi spart, nu are calitate bună. Baba, am văzut că femeile de pe canalul tău au spus că te vor ca înainte să fii, să te vopsești. Dar... A, păi mai mă vopsesc eu acum. Brățărina tot are o contră cu mine, prieten, că mi-am amintit de vopsea. Când mă vede Brățărina, îmi spune, eu sunt mai frumoasă ca tine. O las, am făcut și eu un TikTok cu ea. Zice, ce făl, ce ai tu, ai fălcile mai mari ca ale mele. Zice, stai da. Să vezi când o să ies eu din doliu. Să vezi, da. Să-mi pună extensie, să mă fac, o să ia. Slăbesc, o să... Dar să zic eu, până când ești tu din doliu, stai să vezi tu bruneta despre haia, cum se menține. Și râdea. Păi și ea e brunetă, dar s-a vopsit ea blondă, știi? Păi da, normal. Da, da, dacă îl lasă să îi crească părul, să are rădăcina, să scoată rădăcina ei, să facă tot părul, dar rădăcina nu mai vrea. Nu mai vrea. Auzi că e neagră ca noi așa, dacă se face iar brunetă și ea vrea să pară mai albă. Mai albă. I-a spus să se spele cu pastă de dinți. Să se spele cu pastă de dinți și să albește. Da. Mamă, dar ce invenție ce de faci? Hai, mami, cu minune mai trebuie, plecăm, plecăm în orașul ăla să mă fac. Tu trebuie să zică că... Lasă-mă, veni și pe mine cu facturile. Când stau mai bine, atunci vin facturile hai, pe capul. Hai, de la facturile. Bine, du-te. Și la ce ales tu miște pe apă, la de la facturile. Așa. Unde mergeți voi acum? Eu mă duc până oraș cu Luminița să mă plimb cu ea. Nu consumați toată motorina, că eu trebuie să ajung la Craiova. Da? Da. La 4:30 am plecat de acasă. Nu mă duc. Mă duc până aici și vin. Du-te până aici și vin. Până aici și vin. Nu stau. Da. Prieteni, ce să vă mai spun? Mă uit după peste astea. O să mai revin și mai târziu, poate o să fac și vreun vlog la Craiova sau unde o să merg eu, nu știu dacă fata vrea să meargă cu mine, dar maică-mea va merge sigur, pentru că vrea sau nu vrea, trebuie să meargă cu mine.
Mă obligi? Dacă merg singur, o să stau stresată că trebuie să mă întorc acasă de vreme și se supără tata. Bine, așa... dar de ce nu mă ascult și pe mine? Lasă că... Gata, stop. De ce? Gata, banii prietenii o cer pe fiecare zi să facă și după mine. Nu-mi trebuie. Că tot așa nu m-a înțeles. Nu-mi trebuie, mie nu-mi place să cer bani la nimeni, mie nu-mi place să stau la fundul nimănui, mie nu-mi place să am un bărbat, să trag de el, să-l învăț să vorbească bine românește. Dacă eu vorbesc bine românește, dacă eu sunt cum sunt, cum este grupul nostru, oamenii noștri, niciodată nu voi face eu un om să fie ca noi, ca noi, ca mine, ca tata, ca mătușa mea, ca, uite, ca... Doamna Stella, cum e Maria, cum e Mitel, cum e Marița, cum grupul ăsta al nostru, lumea asta noastră. Noi suntem diferiți față de fiecare om are lucrurile lui, fiecare om se comportă cum se comportă ai lui. Noi suntem o stradă foarte diferită. Știi și tu foarte bine asta. Bine, lasă că găsim și, da? Și dacă găsim unul mai nu există. Mai important, cum să zic. Nu pot eu acum să iau unul să-l educ și să-i spun ce să facă, să-mi fie rușine să ies cu el pe stradă, că nu știe să îmbrace, că iasă cu burta pe afară, că iasă cu pantaloni de-i să vede curul, de ce să fac cu el. Să-l învăț cum să vorbească, cum să se comporte în lumea asta noastră? Vrei să vin la voi să-mi fie rușine cu cineva? Lasă, că toată lumea e deșteaptă astăzi, nu mai e... Nu e chiar așa, prostia dintr-un om nu mai poți să o mai scoți, lasă, una cu două. Îmi trebuie cineva mai bun ca mine. Pentru că eu atâta timp cât mă descurc singură și pot și știu că pot, nu pot să stau cu un analfabet lângă mine. Nu am cum. Deci chiar nu am cum. Multă lume spune că am rămas așa agățată, că am rămas, domne, după... tatăl fetiței. Nu, nu că am rămas, dar sincer vă spun, chiar și el este un om care nu trebuie să-i spui multe. Deci se prinde automat. Chiar e un om deștept. E un om deștept. L-a stricat pe el ce l-a stricat, dar atâta tot. Dar nu pot să ies acum eu acum să iau pe cineva să mă fac de râs. Nu am cum. Prieteni, vă pup, vă doresc o zi minunată și vă aștept la un alt vlog.